Pante, alergări pe distanțe foarte lungi și trase de fiar în fiecare zi, de asta vor avea parte începând de astăzi handbaliștii de la Energia în cantonamentul de la Rânca. Plecat cu naționala în Spania, tehnicianul Vasile Stângă le-a stabilit un program draconic elevilor săi. Flora și compania vor fi nevoiți să alerge numai puțin de 7 km dimineața și alți 8 după amiaza, totul sub atenta supraveghere a secundului Bedivan, care îi va da raportul zilnic lui Stângă. Asta este cea mai grea perioadă pentru toți sportivii, numai pentru noi handbaliștii. Dar fără această perioadă de pregătire nu poți să reziști în campionat. Doar doi dintre componenții lotului au scăpat de chinurile cantonamentului montan. Mezinul Bogdan Crijotoiu a fost convocat la Naționala de Tineret, în timp ce Ionuț Mazilu încă suferă după operația de ernie de disc din noiembrie. Starea de sănătate a jucătorilor cum e? Starea de sănătate este bună, cu excepția lui Mazilu, care încă nu s-a refăcut după ultima operație. Ultima operație, deci a mai avut una acum două luni, o lună jumătate. Ce se întâmplă cu el până la urmă? Să așteptăm. Așteptăm să vedem ce se întâmplă după încă o săptămână, două de recuperare. Și după aceea vom vedea. Mazilu și Crijotoiu sunt singurii interi dreapta de meserie din lot. În aceste condiții, gorjenii sondează de zor piața transferurilor. Sunt în negocieri cu un jucător de la Vardar Skopje, care i-a atras atenția lui Stângă în perioada când Naționala a disputat două jocuri amicale în Macedonia.